Salut! Timp de 2 săptămâni a plouat pe fiecare zi. Temperaturile au fost foarte scăzute, cu temperatură nocturnă de 2 grade, 1 grad, chiar și 0. Așa că vremea este neprielnică, dar astăzi s-a înseninat, a ieșit soarele, chiar dacă bate puțin vântul, vreau să stropesc pomii din grădină și căpșunile. Așa că le voi aplica astăzi un tratament cu un fungicid și cu un insecticid. De la magazinul de produse fitosanitare am cumpărat o fiolă de insecticid Karatezeon și un fungicid Score. Mergem în magazinul de produse fitosanitare. Aceste două fiole le voi prepara într-o cantitate de 10 litri de apă, recomandă producătorul, dar este bine să punem mai puțin apă, 9 litri de apă, pentru ca concentrația de substanță în apă să fie mult mai mare. Așa că ne schimbăm și mergem în grădină să facem această operațiune. Pentru că vom folosi substanțe chimice la stropirea pomilor, nu uităm să folosim masca de protecție, masca pentru nas și gură, pentru a nu inhala substanțele chimice pe care le administrăm. Operațiunea de stropit a pomișorilor și a căpșunilor este gata. Păstrăm soluția pe care am preparat-o și o vom folosi din nou peste 2 săptămâni. Atât pentru astăzi, până data viitoare, aveți grijă de voi și multă sănătate!